se zbate, se macină și, în definitiv, cum v-am spus și altădată, a creat undeva în universul acesta căruia îi spunem infinit, dar el este finit, după cum ne spune Dumnezeu, a creat undeva în infinitatea aceasta finită o planetă care, de fapt, e un cimitir. Un loc luminat, un loc cu verdeață, un loc cu pământ, pentru care ne omorâm de mii și mii de ani și, la urmă, în pământul acesta ne îngropăm, necunoscând nimic din ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, de fapt, și ce vrea cu noi, sau cunoscând așa foarte superficial, bineînțeles că și viața noastră pare un nonsens. Ne mutăm de colo-colo fără niciun fel de scop. Întâi de toate trebuie să vă spun lucrul acesta. Și poate că ar fi mult mai ușor pentru noi dacă am privit din perspectiva aceasta viața noastră pe Pământ. Și anume, că nu așa ne-a făcut Dumnezeu. Deci ceea ce suntem noi acum, deși purtăm chipul lui Dumnezeu în noi, este o privire, o imagine, o icoană jalnică. Jalnică. Cu câteva clipe de bucurie, cu câteva momente, secunde de fericire, în copilărie câte ceva, după aia ești adolescent, după aia te îndrăgostești și după aceea adult și griji și probleme toată viața și frica aceasta de moarte care pur și simplu te strivește și căruia îi circumscrie toate gândurile, cuvintele și faptele noastre. Că vrem sau nu vrem. Ce jalnică creatură. Asta a făcut Dumnezeu, bineînțeles că nu. Și acum să vedem ce a făcut și de ce a făcut Dumnezeu lumea aceasta. Că fiind Dumnezeu, nu are nevoie de nimic. Și mai mult decât atât, fiind un Dumnezeu treimic, în care povestea de iubire este desăvârșită, nu mai încape nimic, dragii mei. Nu mai încape nimic atât de perfect, să spunem așa, atât de desăvârșită este iubirea dintre persoanele preasfintei treimi. În care, foarte pe scurt, Tatăl îl iubește pe Fiul și Duhul Sfânt se bucură de iubirea dintre Tată și Fiu. Și Fiul îl iubește pe Tatăl și Duhul Sfânt se bucură de această iubire de Fiu către Tată. Și se bucură pentru că și El iubește pe Tatăl, Duhul Sfânt, și iubește și pe Fiul. Și Tatăl se bucură de această iubire dintre Fiul Său și Duhul Sfânt. Și tot așa. Deci tot mergând așa, vedeți că este de fapt perfect. Nu lipsește nimic. Și totuși, din veci, și aici vreun teolog care este mai exigent o să mă certe că pare o erezie, din veci l-a gândit Dumnezeu pe om. Extraordinar acest lucru. Adică Dumnezeu din veci l-a născut pe Fiul Său, care are o relație de iubire desăvârșită. Dar această relație, cum am spus, perfectă de iubire, a vrut să o reverse și asupra altor persoane capabile să participe la această relație de iubire. Să înțeleagă această relație de iubire dintre persoanele preasfintei treimi, să-și o însușească. Că ați auzit Evanghelia, care este cea mai mare poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată puterea ta. Și din această iubire a preasfintei trei, să te nutrești și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca și tu, de fapt, să înmulțești această iubire treimică, desăvârșită. Și atunci Dumnezeu a creat persoane capabile de dialog, în primul rând capabile de dialog, de dialogul dintre
persoanele create și Dumnezeu este iubire. Așa era dialogul dintre Adam și Dumnezeu, iubire. Totul era iubire. Și se încărca de slava lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, Adam. Ei bine, și iată de la Adam persoanele acestea care din Adam scoborătoare și care suntem noi atât de jalnice astăzi. A văzut Dumnezeu și a știut Dumnezeu pentru că vede lumea instantaneu. La Dumnezeu este un prezent continuu, nu este trecut, nu este viitor. Și a văzut Dumnezeu lumea căzută, dragii mei. Și stăm să ne gândim, păi ce sens a mai avut? Dacă a văzut lumea pe care a făcut-o atât de frumoasă, lumea, adică spunem noi, spune Sfântul nostru, mare Sfânt Stăniloae, spune lume, la noi cuvântul lume vine din latinescul lume, care înseamnă lumină. Și dragii mei, știința a demonstrat că oamenii sunt lumină. Că în materia descompusă până la ultimul atom, de fapt, este lumină. Dar nu numai lumina aceasta, coante de lumină. Ci iată o altfel de lumină. Și zicem că a făcut Dumnezeu lumea să fie lumină, să se nutrească din această lumină, din harul lui Dumnezeu, care este, cum îi spunem noi, lumina neînserată, lumina necreată. Și omul în cinste fiind n-a priceput. Atunci a căzut. Dar dacă Dumnezeu l-a gândit din veci, l-a iubit din veci pe om și îl iubește pe om, cât îl iubește, dragii mei? Păi gândiți-vă la iubirea desăvârșită dintre tată și fiu, cum își iubește tatăl fiul. Și totuși pentru om a gândit în sfatul Preasfintei Treimi să-l dea pe fiul său cel unul născut să moară pentru om. Asemenea persoane a făcut, dragii mei. Tu și eu și oricare persoană de pe pământul acesta care poartă chipul lui Dumnezeu, de fapt toate persoanele care poartă chipul lui Dumnezeu sunt făcute cu asemenea dragoste încât pe unul născut fiul său l-a dat pentru că știa și a văzut că a căzut omul și a pregătit pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dar pământ este doar ce a luat Dumnezeu de la marginea țarii. Pentru că viața și suflarea de viață și harul nu se știe, nu se vorbește știința despre asta nimeni. Și atunci, dragii mei, l-a făcut pe om, chiar dacă a văzut că este atât de jalnic. Și mai mult decât atât, a gândit pentru om un plan de răscumpărare, de refacere a acelui chip minunat în slavă care era înainte de cădere. Pentru fiecare dintre oameni a gândit aceasta, că sângele pe care este răscumpărător și prețul pe care l-a plătit pentru noi. Deci auziți ce a plătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ca să ce? Să ne aducă din nou acasă. Închipuiți-vă că am fi aici, aici facem o paranteză, ca să putem să înțelegem ce-i cu lumea aceasta și ce, de ce în lumea aceasta e atâta nedreptate și ne e greu și tot timpul, toate sunt amestecate, dar cum să spun, dacă amesteci un butoi de miere cu o necurăție, ce rezultă? Nu mai e nimic bun acolo, deci... Și așa la noi rețeta e inversă, proporțiile sunt inverse, adică toată viața noastră sărmană de ea e o necurăție în gândire, în trăire, în vorbire și cu un pic acolo de har, un pic de fericire. Și Dumnezeu a gândit asta ca să nu rămână răutatea fără de margine. Iată, a gândit aceasta pentru noi moartea care este cel mai mare dar, unul dintre cele mai mari daruri, pentru că învierea e cel mai mare dar. Dar moartea pentru înviere este un dar, pentru că, iată, noi putem să gândim că suntem pe pământul acesta, cum suntem? Închipuiți-vă
Sigur că ați văzut filme științifico-fantastice, toți ați văzut, toți am văzut. Și ați văzut că este câte o colonie pe o planetă îndepărtată care e o pușcărie. Îi scoate din comunitate pe cei care sunt antisociali și duce undeva într-o colonie pe o planetă pustie de unde nu se poate evada. E, închipuiți-vă că suntem pe această planetă care nu este pustie, dar suntem într-un exil, într-un timp pe care îl petrecem, puțin timp petrecut bine, cum spunea Părintele Arsenie, ca să, ce, la sfârșitul acestei petreceri în lumea aceasta, să ne întoarcem acasă la noi. Adică, dragii mei, suntem în exil. Acum suntem în exil. Dar ce se întâmplă nouă? Ne place lumea asta. Și pentru că avem nostalgia raiului, cum spune Nikifor Crain, dar pentru că nu știm ce avem de făcut, vrem să facem pe pământul acesta rai. Pentru că vrem să fim nemuritori și pentru că fugim de durere și fugim de cruce și fugim de moarte, vrem să înveșnicim binele pe care îl cunoaștem noi, cât îl cunoaștem, fericirea pe care o cunoaștem noi, așa străvezie, așa palidă cum este ea, așa subțire cum este ea, vrem să o înveșnicim. Și atunci vrem să facem raiul aici pe pământ. Și de aici vin toate filozofiile acestea extrem orientale, care ne vorbesc de integrare în nimic și de toate poveștile acestea. În definitiv, pentru că vrem să fugim de durere și pentru că vrem să facem raiul aici. Pentru că nu știm, avem nostalgia aceasta, căutăm mama, căutăm patria noastră, căutăm locul nostru în care ne-am născut, dar de fapt nu știm foarte bine cum să facem. Și atunci, închid paranteza aceasta, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, s-a întrupat Fiul Său, să vină să restaureze acest chip. Și ați văzut că spuneau evangheliile de astăzi, o să trec prin mai multe, o să caut să le leg cumva, ele sigur că sunt subiecte diferite, dar caut să le leg cu subiectul pe care l-am discutat astăzi. Anume că spune că îl întrebau saducheii care nu cred în înviere. Era o partidă, să zicem, o sectă a lor. Și spuneau învățătorule, cum e că, uite, la noi există căsătoria de levirat, se numește. Așa se numește, se numea în Vechiul Testament. Dacă murea un bărbat și avea frate, trebuia să o ia pe soția fratelui, de pe văduvă. Și tot așa, dragii mei, zice, până la al șaptelea, a cui va fi? Auziți ceva joc? Pentru că ei, necrezând în înviere, i-au pus o întrebare care să-l închidă. Adică să-l bagiocorească. Și ce le spune, dragii mei? De aici am pornit. Vă rătăciți necunoscând, neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov, adică Dumnezeul celor vii. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu al celor morți. Și știți că v-am zis zilele trecute ce este judecată. Dragii mei, judecată este darul lui Dumnezeu pentru lume. Acest plan măreț pe care l-a făcut din veci în sfatul Preasfintei Trim, ca să-L dea pe Fiul Său să ne mântuiască. Și dacă totuși, auziți aici ce Dumnezeu avem, și dacă totuși nu vom crede, și dacă totuși sângele Lui nu este răscumpărător, și dacă totuși vom crede după mintea noastră și după capul nostru, și Doamne ferește să nu fie, un suflet ajunge în iad, Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu al celor morți. Și acum vă spun din crez care este esența învățăturii noastre. Și iarăși va să vină să judece vii și morți.
Pentru că El nu poate să fie Dumnezeu al celor morți, îi va învia. Aceasta este acest exercițiu pe care îl facem acum, cu lumină. Vedeți? Așteptăm lumina învierii. Vă rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Ce putere? Puterea de a învia. Și iarăși ați văzut cât de mult îl ispiteau în tot felul. Ce este învățătura asta? Pentru că, într-adevăr, dragii mei, e smintitoare. Stă mintea în loc. O spunea însuși Dumnezeu, pentru că vrea să spună, dragii mei, cum este El. Ne spune cum este El. Ce ne-a spus până acum? De ce L-a făcut pe om? Ce ne-a mai spus? Că știa că va cădea. Ce ne-a mai spus? Că deși știa că va cădea, tot L-a făcut. Și ce ne-a mai spus? Că și deși știa că va fi, va muri, nu va asculta, a pregătit un plan. Ce ne-a mai spus? Că din neamul omenesc se va naște o făptură mai presus de mințile îngerilor. O fecioară din care se va întrupa ca să ce? Să continue această poveste, ca să nu fie lumea un cimitir. Și ca persoanele acestea, adică subiecții aceștia cu care are relație de dialog, relație dialogică, de iubire, să fie cum să fie, dragii mei, veșnici. Nu m-am săturat de unul astăzi, du-te la iad. Și mâine mai fac încă unii și du-te și tu la iad. Ci cu toți vreau, ca toți să se mântuiască, spune. Ca niciun suflet să nu se piardă. Auziți aici. Asta ne mărturisește. Uitați-vă la Scripturi. De aceea și insist câteodată și poate că vă supăr. Că vreau să vă spun câte ceva, dar nu mă pot concentra dacă este... Pentru că, dragii mei, este o poveste de iubire. Și într-o poveste de iubire ești cum ești? Fără respirație. Când ești îndrăgostit, acum aștepți un cuvânt. O să zică? Nu o să zică. Cum face ăla? Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, mă iubește, mă iubește, mă iubește. Când eram copii și gândeam ca niște copii și aveam sufletul de copil, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Până nu veți fi ca aceștia, nu veți intra în împărăție. De ce? Are Dumnezeu locuri limitate? Nu! Vrea să treci plenar iubirea aceasta. Ca un copil, cum iubește un copil pe mama sa. Și atunci povestea de iubire dintre Dumnezeu și om este în Scriptură. Și îți spune, în fiecare cuvânt este o mărturie de iubire. Ați văzut cum spune? Vai, 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 vai. Dar cine se plânge așa? Păi se plânge o mamă care își vede copilul că orice ar face nu scoate la cap. Vai de mine, vai de mine, vai de mine, vai. Auziți? Omul păcătuiește și Dumnezeu se tânguie. Și, dragii mei, ca să nu lungesc prea mult, că poate sunteți și osteniți, doar atât vă mai spun. Din toate păcatele pe care le facem și pe care ne îndepărtează, stați un pic, ce-i păcat? De ce se supără Dumnezeu? Ce îl deranjează pe Dumnezeu păcatul la om? Păi uitați ce îl deranjează. În iubire, când tu aștepți cu sufletul la gură, un cuvânt. Acum îmi spune, te iubesc. Acum îmi spune. Orice cuvânt urât, orice gând urât, orice grimasă, orice strâmbare din nas, așa cum avem noi obicei,
aduce celuilalt o rană, o suferință. Schimbă pe Dumnezeu păcatul. Dacă am aruncat cu bălegar și cu toate necurățiile lumii spre soare, s-ar murdări soarele? S-ar întâmpla ceva cu el? Dacă l-am înjurat și l-am blestemat și i-am zice orice i-am zice, s-ar schimba ceva la soare? Cu cât mai mult la Dumnezeu, care e nemișcat, neschimbat. Dar ce vrea? Să fii capabil ca să poți să auzi cuvântul lui de iubire? Ca să poți să rămâi. De nu veți fi ca acești copii. Ați văzut un copil? Chiar astăzi am dus un copil la o zi de naștere. Și a început de dimineață, de la ora 7, la 5 trebuia să ajungă. De la 7 s-a trezit și zice, azi trebuie să mă duc la ziua de naștere. Și din 5 în 5 minute întreba cât e ceas. Ați văzut? Și e om. Dar în cer. Dar în cer. Vă dați seama, de fiecare dată, dragii mei, nu e poezie. De fiecare dată când te întâlnești cu chip, în primul rând, că îl recunoști. Nu știi cum îl recunoști. Dar de fiecare dată îl vezi mai frumos. Și mai frumos. Și vă puteți închipui dragostea aceea, zice, nu în cer, nu sunt ca pe pământ, fățarnicilor, ci sunt ca îngeri. Nici nu se însoară, nici nu se mărită. Cu tot ce înseamnă asta, gânduri, că mama îmi găsește pe unul, că să nu se înstrăineze averea, că îi iau bărbatul, toată povestea aceasta care amestecă cele frumoase, cele sublime cu cele urâte. Acolo zice, nu e așa. Nu e atracție trupească, care astăzi, iertați-mă, îți pur mucii la balconul uneia și peste 20 de ani îi zici, uite ce gras ai, iai și mustăți. Și v-am spus și altă dată că mi s-a părut cel mai grotesc vers de la Paraziții, parcă monstrul din bucătărie denumit soție. Asta e dragostea omului, dragii mei. Și poate cândva erau îndrăgostiți, poate că la început își dădea viața pentru ea și ea pentru el. Și la urmă monstrul din bucătărie sau gras, sau urâtule, sau bețivule, sau strângule, sau... Nu asta vrea, nu asta am făcut, nu lumea asta am făcut-o eu. Dragii mei, vă vorbesc despre o lume pe care nu o cunosc, dar despre care ne spune Dumnezeu. Ori dacă noi avem un Dumnezeu, credem că avem Dumnezeu, credem că există Dumnezeu, atunci El este așa cum ne spune El că este. Dacă mergi pe aici, pe strada asta, până la capăt, de ani de zile, vezi zeci și zeci de prostituate care pentru 20 de lei sau 30 de lei sau nici nu știu cât e că mi se rupe inima, într-un frig de ăla năpraznic, îți spune că ești cel mai frumos, cel mai deștept, că ești deștept. Nu e așa cu Dumnezeu. El chiar îți spune și nu numai că îți spune, uite, ca să mă crezi, uite ce fac. Ia-l pe fiul meu. Luați. Asta e perioada pe care o trăim noi ăsta, aceste 7 zile, săptămâni, Sfintele Pătimii. Acum Dumnezeu ne arată în chip vădit că ceea ce a spus și face. Mai presus de minte, dragii mei, mai presus de orice înțelegere. Auzi, Dumnezeu, sărac de ca Dumnezeu, vă dați seama că pentru asta este măreția lui Dumnezeu, dragii mei. Că îi spuneau acolo, dă-te jos, parcă îi vedem cu zâmbetele lor viclene, că aici să nu uit lucrul acesta, de păcat vorbea. De ce e păcatul? Toate lucrurile acestea care ne îndepărtează de Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, de posibilitatea de a sta și a asculta. Acum am spus cât te iubesc și tu să-i spui. Și a răbdat Dumnezeu, dragii mei, pentru omul acesta. Deci pentru astfel de oameni, închipuiți-vă, dragii mei, că 99% din cei care suntem aici, dintre care cel din tâi sunt eu, dacă trăiam atunci,
sub auspiciile acelea, în momentele acelea, eram cei care striga Osana, Osana și peste o săptămână ia-l, răstignești. 99% din moment ce din 12 numai unul a rămas cu el. Și apostoli care au văzut toate minunile. Și pentru acești oameni, pentru acești oameni cum suntem noi, care îl trădăm, l-am trădat și îl vom trăda, totuși se urcă pe cruce și privește Dumnezeu Tată și o privește și pe Maica Domnului, despre care v-am spus că pentru ea a făcut lumea aceasta. Și nu face niciun gest. Până la capăt. O, de-am ști. Asta a simțit Sfântul Siloan Atonitul, cel care vorbește. De-ar ști popoarele cât le iubești, Doamne. O, nu mă rog pentru nimic altceva decât să știe popoarele cât te iubești. Oamenii să știe cât te iubești. Pentru că eu am simțit iubirea. Auziți? Sfântul Siloan. Nu se ruga pentru altceva decât ca omul să înțeleagă. Ei, dar iubirea vine, dragii mei, și din comunicare, din dialog. Iar Scriptura este povestea de iubire scrisă, scrisoarea de iubire, cererea de chemare, cum să spun, cererea în căsătorie. Vedem, paranteză la paranteză, atâta fast și atâta falsitate de ți se întoarce stomacul pe dos, pe la televizor, cu unul care vine cu câte o, nu știu, de aia de sticlă și o cere în căsătorie în genunchi. Această îngenunchiere, dragii mei, înseamnă predarea voii de sine, înseamnă să te dai cu viața, cu tot. Totul a devenit atât de... Bărbații azi fac 2-3 copii și după aia mor negreșit ca să se arate cât sunt de bărbați și lasă femei. Eventual pentru una mai tânără cu 20 de ani. Ca să nu mai vorbim că s-a ajuns și la această nebunie că femeile astăzi, dacă au posibilități materiale, neapărat trebuie să aibă un amant sau un bărbat cu 20 de ani. Este ceva îngrozitor. Nu ne vorbesc de diferență de vârstă, ci de felul în care s-a desfigurat iubirea. De ce spunem că e îngrozitor? Nu pentru că suntem împotriva iubirii, ci pentru că în această iubire s-a insinuat diavolul cu ce? Și aici este, de fapt, cheia acestei Evanghelii din această seară. Cu viclenia sa, cu fățărnicia sa, cu falsitatea sa. Sentimente second hand, refolosite, reșapate. Nu vrea Dumnezeu asta. Nici între oameni, că zice, iubește din toată inima ta. Auziți, haideți să traducem. Iubește, care e cea mai mare poruncă din legele întreabă omul? Și spune Dumnezeu însuși. Iubește pe Domnul Dumnezeu. Cum? Din toată puterea ta, din tot sufletul tău. Păi, gândiți-vă când ești îndrăgostit și dacă te-ar întreba cineva cel mai bun prieten, băi, cum o iubești pe Maricica? Din toată inima, din tot sufletul meu, nu știu ce. Păi, asta vrea Dumnezeu. Fără să excludă pe Maricica din această dragoste. Foarte interesant. Dumnezeu nu se opune unei mari iubiri. Dar de ce mă excluzi? Și pe aproapele tău ca pe tine însuți, cum te iubești pe tine? Păi ca unul care e îndrăgostit, nu? Are grijă tot timpul să fie la, pus la punct, să fie așa, să fie așa. Și zice Mântuitorul, rana cea mai mare pe care mi-o faceți este când sunteți vicleni. Dați seama? Noi ne putem închipui cum ar fi un om fără nicio viclenie? Cunoașteți un om care n-are față nicio viclenie? Da. Sfinți. Abia atunci e om. Abia atunci e în legătură cu Dumnezeu. Atunci, abia atunci se deschide inima și primește har. Atunci poate să spună. Vai vouă, fariseilor fățarnici, vai vouă, bicleilor, vai vouă,
că sunteți pe față așa și pe dos așa, ca mormintele cu necurății înăuntru și vă uite pe afară, ca blidul murdar așa, pe față și pe spate, așa, ca la interior cu filacterii și cu nu știu ce lungi și la interior, plin de toată mizeria, că strecurați țânțarul și înghițiți cămila, că dați izmă, din izmă, zeciuială și nu știu ce, dar cele ușoare le faceți, pe cele grele le puneți pe umerii oamenilor și vă place să fiți văzuți și toate celelalte. Și asta mai zice. Asta e poporul pe care l-am ales eu. Vai, vouă! Deci vine Dumnezeu însuși și ne spune. Și ei ce spun? Stai așa. Până aici. Pe cruce. Și el zice, da. Dar scăpați de asta? Uite, fac și asta. Vă rog doar atât să răspunde cetați aceste iubiri. Dragii mei, asta e biserica. Nu e un loc în care se adună bani pentru nu știu ce. Deși se poate întâmpla. Nu e un loc în care să te spele pe creier. Nu e un loc în care... Ce este un loc în care se învață acest răspuns? Cum să răspunzi la această scrisoare de iubirea lui Dumnezeu? Să intri în această legătură în care încă o dată, dragii mei. Deci Dumnezeu nu se satură de om. Nu se poate sătura de om. De aceea a și instituit judecat. Că deși acela se duce pentru veșnicie la iad, deși în pământ ești și în pământ vei merge, a dat viață răscumpărător, înviere. Deși se duce la iad după înviere, hai că am judecat. Deci astea, la un moment dat, știți, poate ați văzut, toată lumea știe mizerabil. Ați văzut film, am văzut film, am citit poate carte. Se întâmplă ceva acolo, drept că cu un preot catolic. Că noi ortodoxi am cam uitat lucrurile astea. Dar e de la Dumnezeu. Îi sparge casa unuia. Nu? Parcă așa, unui preot. Îi sparge casa un hoț. Nu. Vine și lomenește. Că n-are un să doarmă, nu? Și la plecare, ca să nu plece cu una să-i mulțumească gazdei, îi arge întăria. Și o patrulă îl prinde. Ce cu astea? Păi că o fi copății. Hai! I-au dat două după ceafa, a mărturisit. Păi am fost acolo azi noapte. Hai încoace! Se duce, deschide ușa, monseniorule, uite așa, uite așa, argintăria ta. Extraordinar, zice el, aș pune mâinile în cap. Mă, omul lui Dumnezeu, dar ți-am zis, mă, uite, ai uitat și sfeșnicele astea, ai uitat și polonicul ăsta prin argince. Îmi dați seama, a căzut în genunchi, s-a prăbușit la genunchi și și-a schimbat, domne, toatele. E, ăsta e Dumnezeu, dragii mei. Exact așa face cu noi, mult mai măreț. Toată treaba e să vezi, pentru că dacă ești un tâlhar înrăit și nenorocit și nemernic, nu înțelegi nimic din ce a făcut. De aceea zice, să nu fii viclean, să fii sincer. Vă dați seama că tâlharul ăla avea o inimă în care încăpea Dumnezeu. Era o sinceritate acolo undeva. Și când a văzut, a zis, asta e ce căută. De fapt, de asta am furat. Asta, deci nevoia asta mea de a aduna, de a lua, de a nu știu ce, orică să bea, ori să mănânc, orică-s desfrânat, ori să adun bani, de fapt asta îmi trebuia mie. Mie îmi trebuia ceva, o legătură din asta. Și când a văzut asta și ăla i-a zis, mie, cum ai putut face așa cea mie? Hristos, cine e Hristos? Păi stai să-ți spun despre Hristos. Asta face biserica, dragii. Sau mă rog, așa cred că asta ar trebui să facă. Atât de minunat este Dumnezeu nostru. Sigur că noi vom pleca, vor fi Paștile, cu toate ale noastre. Vom mânca, vom bea, vom mistui bucatele și o vom lua de la capă. Ceea ne se face foame. Dar dincolo de asta, rămâne gândul acesta. Nu e asta patria mea. Nu mă interesează neapărat fugiterele de la alea pline, de la casă sau de la nu știu. Da, merge și dar nu asta este. Adică ce face biserica, dar ce face? Ridică-te, domnule, puțin deasupra acestor lucruri. Asupra nevoilor imediate. Da, înțeleg că te doare burta, înțeleg că te mănâncă pielea. Știu, te cunosc, știu cine ești.
Dar e o nevoie mai mare decât asta, e nevoia de iubire a omului. Și încă o dată, vrea o iubire veșnică cu tine. Pentru că noi cum am face? Doamne, dar uite, de sute de ani îi zic, îl chem, îl pun la masă, el ar fuge. Închipuiți-vă fiul risipitor. Vine acasă, vreți să vă spun acum mi-a venit o poveste. Se întoarce fiul risipitor. Rupt, amărât, bătut slab, amărât, tată, fă-mă ca pe o slugă, unul de nargații tăi, nu știu ce, acolo la bălegar, numai să stau în casă, să dai un pic de pâine, să nu fiu amenințat cu moarte. Nu, zice, dați inel, dați haine, faceți-a. Îl pune la masă, nu știu ce, să rămână tată, mulțumesc. A doua zi se trezește, parcă un pic mai... A treia zi începe să bată slugile, băi, dar tu nu te apleci când trec eu, nu știu ce, nu vezi ca mine, la mita, nu știu ce. A patra zi, tată, știi ceva? N-am făcut împărțeala cum trebuie. Dăm, că mai aveai să-mi dai ceva. Și n-am împărțit, aia ai dosit. Și dăm partea mea și iar pleacă. Și iar tată la șcate și tot. Ei, asta a făcut omenirea, dragi, închipuiți-vă, povestea aceasta a fiului la nesfârșit, la nesfârșit, vine, îl rănește pe tatăl, se bucură, iar îi rupe inima. Și iar se duce, și iar dă de bucur, și iar vine, și tot așa. E, cu omul ăsta vrea să fie în veșnicie. Gândiți-vă la Sfânta Cuvioasă Marie Egipta. Vă dați seama. Se ducea să te cavenea aia copii și ce a vrut Dumnezeu? Voi face din vasul acesta de necurăție, din haznaua asta, voi face chivot și îl voi pune pe Sfânta Masă. Auziți? Din haznaua asta. Că ce era sărac? Ce o amărâtă din asta decât o puvelă? Vai nouă nenorociților de bărbați care îndrăznim lucrul ăsta. Vai ce păcat mare, extraordinar de mare păcat este. Dragii mei, nu atât că te-ai măzgălit, ci disprețul acesta pentru om, pentru femeie, pentru cineva neajutorat. E ceva cumplit în fața lui Dumnezeu. Că nu păcatele interesează, ci neomenia. Ascultați ce zice. Vai vouă, care mâncați casele văduvelor. Auzi, tu în loc să ajuți pe aia că n-are bărbat, în epoca aceea să n-ai bărbat, era cerșetoare ca femeie. V-am mai spus cu Maica Domnului. Vai vouă, casele văduvelor, poate și cu un copil mic, nu știu ce, voi le mâncați. Adică, de ce? Că atunci veneau ăștia și spuneau, ai datorie la templu. Pe templu poți să te juri, dar pe aurul din templu n-ai voie. E sfânt, așa că, uite, dai casa ta la biserică. Câtă neomenire. Poate răbda asta? De ce? Păi dacă e atât de milă de fiecare, îl așteaptă atât, așa, atât, așa. Și acestea sunt evangheliile, dragii mei, și cuvântul lui Dumnezeu, încă și din Vechiul Testament, să știți că sunt acolo lucruri absolut minunate, proroci mari, vorbesc de lucruri absolut minunate. Povestea de iubire dintre Dumnezeu și o consemnată și pe cele din urmă, legea iubirii în Evanghelie, în Noul Testament. Și de aceea, dincolo, dragii mei, de reflexele sociale pe care le avem, de tic social, că e foarte frumos, că omul, dacă nu era omul, nu erau cimitire, nu se făceau pomeni, se făceau colivi, nu se făceau mormântări, în sfârșit. Dar dincolo de asta, dragii mei, pentru epoca în care oamenii erau analfabeți, era suficient să privească o icoană sau o pictură și omul se convertea, își schimba mintea. Astăzi omul este extrem de sofisticat. Foarte sofisticat. Mintea este năclăită de tot felul de modele de gândire. Este... Și atunci Dumnezeu zice, nu așa. Nu așa. În dragoste trebuie să fii sigur. Nu spuneți multe cuvinte. Cum zice? Voi să nu fiți ca viclenii, ca farisei,
ca ipocriții, cum îi zice una, i-a făcut capul mare, cum, sau cum mai este, a vrăjit-o, da? Ce a făcut? Zice, i-a vrăjit-o, i-a mâncat capul, sau i-a, și-a pierdut capul, nu? I-a spus atât, a vrăjit-o, până la urmă i-a făcut felul. Nu, la voi nu să nu fie așa. Ziceți multe cuvinte ca fățarnicii să până la urmă să-l convingi pe om. Zic, bine mă, zic eu ca tine, că mă doare capul. Voi cinci cuvinte, zice. Auziți? Mai bine cinci cuvinte decât mii. Doamne Iisuse Hristos, miluiește. Doamne Iisuse Hristos, miluiește. Doamne Iisuse Hristos, miluiește. Doamne, cinci cuvinte. De ce vă trebuie multe cuvinte? Ca să începe să mă... Știi, Doamne, că nu-i chiar așa. Doamne, asta e biserica, dragii mei. Asta este ce facem. În rest, noi suntem cu toții sigur oameni. Mergem acasă, avem de săpat în grădină. Mi s-a stricat țeava la veceu, spăl pe acolo. Asta este. Asta facem. Dar dincolo de asta, de pământul ăsta care începe să putrezească deja, în interior este ceva care are altă căutare. Și pe măsură ce noi, sigur, sunt perioadele acestea din an în care ne subție, știți, când trupul e ținut un pic în chingi, așa, nu mai molfă el tot, timpul rod, copiii ăștia, tinerii ăștia, când îi vezi rod ceva din pachete, de undeva, ei ronță e tot timpul. De dimineața până seara. De mâncat nu mănâncă. Dar rot. Ca viermii de mătase. Am un dud acolo și se aude, noaptea se audă ea cum rot toate frunzele. Exact așa. Nu asta vrea să audă Dumnezeu, dragii mei, de la noi. Cu mâncatul, nu știu ce. Dar ținem un pic trupul ăsta în chingi. Ca mintea să înceapă și ea să fie un pic mai suplă. Și atunci începi să-ți dai seama de ce spune Dumnezeu. Și Evanghelia, de multe ori ați văzut. Acum la noi, cu mila lui Dumnezeu, mai e liniște. Dar te duci în câte o biserică de aia cu sute de oameni și crezi că este Evanghelie sau de mine. Sau apostol. Cântă, țipă, cădelnițe, de tot fel, pungi, foșnite, lumânări, schimbă banii, dă. Dar vorbește Dumnezeu, spune despre iubirea lui. Cât te iubesc, eu, Doamne, o iubire tragică până la urmă, dacă este o iei așa, vă dați seama, cu sânge, cu... Nu are nicio treabă, om. Apoi cum să lucreze harul? Închipuiți-vă că ar trebui să-i spui ai fi îndrăgostit și ar trebui să-i spui unui iubitului tău, față pe un stadion, în mijlocul unui stadion. Sentimentele tale cele mai adânci din inimă. În fața unui stadion întreg, sau a câtorva sute de oameni. Exact așa sufletul este în legătură cu Dumnezeu, se concentrează și se gândește, răspunde aceste iubiri. Dacă e tot foșneală și toată lumea vorbește și toată lumea, n-ai cum să faci. De aceea Dumnezeu a îngăduit ca Sfinții Părinți să pună și această săptămână, să pună privegherile, să pună slujbele de noapte. Noi ar trebui să folosim cele de zi. Adică dacă e duminică, e o slujbă, trebuie să putem să facem lucrurile exact așa ca și cum le-am face altă dată. Și în cea mai mare măsură putem să o facem. Și exemplul cel mai bun este, am spus că odată am golit un butoi de 50 de litri de aghiazmă mare și nu s-a pierdut nicio picătură pe jos. Și atunci mi-am zis, da, asta înseamnă grijă pentru lucrul lui Dumnezeu. Înseamnă evlavie pentru lucrul lui Dumnezeu. Nu? Ați văzut că lăsa aia o batistă, maricica în arenă, arunca o batistă și ăla de iubire se arunca la lei. S-a aruncat în luptă cu lei, pentru o batistă. Dar nu-i pentru lucrul lui Dumnezeu. Și lucrul lui Dumnezeu acesta este, iată, legătura. Vrea să vă rugăciunea, este legătura omului cu Dumnezeu.
Și aceasta este rugăciunea, să știți. Că Dumnezeu îți spune cine este El, ce vrea El de la tine și tu îi răspunzi. Și tu întrebi, Doamne, dar cum e acolo? Și acolo cum e? Și acolo cum e? Și tot timpul te uimești. Mai tare te îndrăgostești și mai tare te îndrăgostești și te uimești de Dumnezeu tău, care este atât de iubitor. Cam așa gândim în ortodoxie legătura cu Dumnezeu. Nu sentimental, eu vă dau analogic, adică o comparație, că n-am mai mult de atât, nu știu cum să vă vorbesc duhovnicește și despre har și despre legătură duhovnicească, că eu însumi nu am o asemenea legătură, dar intuiesc că există o asemenea legătură. Și simt, și sufletul meu dorește, cât de frumos spune psalmistul, așa cum dorește cerul izvoarele apelor, așa te dorește inima mea pe tine, Doamne. Vedeți că este poezie de iubire. Îi spune Dumnezeu că îl iubește și omul răspunde, cum dorește cerul izvoarele apelor, așa dorește inima mea pe tine. Nu este o declarație de dragoste. Ce mai frumos? Pentru că mai mult de atât nu putem acum în acest trup căzut. Și dacă nu se va ruga cine Duhul Sfânt cu suspine în noi. Pentru că noi am putea să spunem cuvinte mai frumoase lui Dumnezeu. Dar suntem mărginiți de mintea noastră, de căderile noastre. De aceea Dumnezeu este foarte, foarte respingător pe omul viclean. Omul viclean nu păcătuiește, dragii mei. Omul viclean își însușește o trăsătură duhovnicească, esențială, a demonului. Și atâta timp cât avem în inima noastră clenie, supracuiva în gânduri, deja devine o a doua natură. Minți imediat, reușesc să te strecori. Nu știu ce, este un cuvânt în România și ce, asta e boala acestui popor care s-a contaminat, să mă iertați, de la un popor pe care l-am primit și noi aici în sfârșit. Că noi suntem șmecheri. Ce asta șmecheria? E viclenie. Omul se descurcă. Cum se descurcă? În pofida celuilalt. Deci încalcă porunca lui Dumnezeu. Șmecheria este viclenie și călcarea poruncii lui Dumnezeu de a-L iubi pe aproape de tău. Corect? Fiți atenți aici. Un tânăr de 20 de ani a spart geamul la o mașină cu o vilă. A aruncat-o, a vrut să vadă rezistența materială. Și-a aruncat acum, în zilele noastre, săptămâna trecută. Și aruncă vila în luneta mașinii. Și se sparge luneta mașinii. Au, ce-a făcut? Dă să fugă. Și după aia, dar cum să fugă? Dar cum să las pagul? Și ce credeți, dragii mei? Stă o oră, stă două, stă trei. Și la urmă, dacă n-a venit omul, îi scrie un bilet. Acesta este numărul meu de telefon. Eu vă spun. S-a perferit toată noaptea, dimineața sună telefon. Bună ziua, bună ziua. Eu sunt proprietarul mașinii, ne întâlnim acolo. Da, vă rog, într-un suflet a fugit. Păi cum ai făcut? La Beștelin? L-am văzut și comandat. La Beștelin, nu știu ce. 600 de lei. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc ție. Mi s-a luat o piatră de pe. Auziți? Auziți ce inimă? Și am rămas așa și am zis, Doamne, cum mă mai mântuiesc? Cum mă pot să mă mai mântuiesc? N-am cum să mă mântuiesc, Doamne, numai dacă Tu cumva, cu Duhul Sfânt, cum îi spunem noi? Vino și ne curățește. Chemăm pe Duhul Sfânt să ne curățească inima aceasta de Dumnezeu, ca să putem fi în stare de o asemenea iubire cu Dumnezeu.
Și l-am văzut pe copilul acela și mi-am spus, Doamne Dumnezeu, Doamne, dă-mi și mie copite, Doamne, dă-mi și mie o inimă din asta. Inimă curată, zidește Dumnezeu, și Duh drept în noi. Auzi, vedeți cum zice Sfântul, tot Duhul Sfânt a vorbit. Da? Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminii, copilul ăla s-a perpelit toată noaptea. Aoleu, am plecat de acolo, i-am dat numărul, cum se poate? Ce suflet trage, ce curăție. Asemenea, acestui copil, tânăr de altfel, care a apucat de acum și a văzut și pornografie și imagini și nu știu ce, și totuși inima lui este curată, este fără vicleșuri. Zice, Natanael, te-am văzut când stăteai până sub smochin, de unde mă cunoști? Adevărat că în inima lui nu există vicleșuri. Ați văzut? Și el zice, adevărat, cu o inimă curată, fără de vicleșuri, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Prima mărturisire pe care o dă Natanael, când încă nu că chemasea apostolii. În inima curată, fără de vicleșug, mărturisește Duhul Sfânt că Iisus este Hristosul. Zice, vor veni la voi mulți Hristoși mincinoși care sunt antichriști. Cine este antichrist, dragii mei? Tot ce nu mărturisește că Iisus Hristos este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, că este Dumnezeu și om, este antichrist. Nu spun eu, spun Evanghelia. Dar cum poți să mărturisești așa dacă Duhul Sfânt nu mărturisește în inima ta că Iisus este Hristos? Ați văzut la ce ne cheamă, de fapt, biserica? La o legătură de iubire veșnică dintre Dumnezeu și om, dintre prostituată și mirele cel mai sfânt. Care dintre prostituatele acestea, dragii mei, nu ar vrea să coboare dintr-o mașină, să coboare un tânăr frumos, elegant, manierat, să ia de mână, pună mașină și să vină să te prezint tatălui meu. Vino să te prezint mamei mele, vino să te prezint prietenii lor mei. Iată, eu sunt un prinț. Tot ce se scrie în literatură și are succes, e pe rețeta asta. De unde e rețeta asta? Păi dintre povestea de iubire dintre Dumnezeu și eu. Ne cheamă Dumnezeu așa cum ești, așa cum ești, te vreau. Vino, că eu te voi curăța, eu te îmbrac în haină de mireasă, doar vino. Of, ce-aș vrea și eu inima